Lucrarea la noua stație de epurare face parte dintr-un proiect județean de 102 milioane de euro derulat de societatea Apă CTTA S.A. Alba Iulia. Contractul privind stația de epurare de la Alba Iulia a vizat construcția complet nouă și demolarea vechii stații, în condițiile în care aceasta din urmă era deteriorată și depășită, iar calitatea afluentului nu era conformă cu prevederile europene privind tratarea apelor uzate orășenești. Noua stație de epurare în municipiul Alba Iulia era obligatorie, deoarece vechea stație, care a fost construită în 1965, nu mai făcea față nici ca volum, dar mai ales ca parametri, parametri ceruți în Uniunea Europeană. Valoarea acestei stații este de 10 milioane, peste 10 milioane de euro, însă este o stație la standarde europene, asigurând o epurare a apei absolut la toți parametrii. Dacă ați văzut la partea finală a ei, aproape că poți să bei apa care iasă din stația de epurare. Câți locuitori va deservi? Deci va deservi 85.000 de locuitori echivalenți, însă capacitatea ei va prelua absolut toate cartierele care se construiesc în Alba Iulia. Sigur că cu lucrările de canalizare și cu punerea în funcție în acestei stații, nu se oprește construcția de rețele de canalizare, de rețele de apă. Vă pot informa că acum, de exemplu, construim din surse proprii o alimentare cu apă pentru zona Micești, Valea Popii, care va fi pusă în funcțiune la anul. Dar stația de epurare, ea este capabilă să preie în orice moment 100.000 de locuitori. La evenimentul de inaugurare au fost prezenți ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici, primarul municipiului Alba Iulia Mircea Hava, președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel, suprefectul Cornel Murg, deputatul PSD Ioan Dârzu, precum și consilier local și județeni, cât și reprezentanți ai companiei germane care a executat lucrarea. E un proiect atât important atât pentru cetățenii orașului, județului, dar și pentru întreaga Românie, pentru că știm foarte bine, este obligația României pe care ne-am asumat-o în tratatul de aderare, să tratăm apele uzate și să le deversăm în condițiile impuse de Comisia Europeană. Este un proiect modern, e un proiect la nivel internațional, e o calitate deosebită. Partea bună este că lucrurile au mers foarte bine pe acest proiect. A fost un constructor care și-a respectat prevederile și obligațiile contractuale. Lucru mai rar, din păcate, întâlnit în România pe proiectele noastre. Știm foarte bine că sunt multe situații în care constructorii nu-și respectă obligațiile contractuale, fie pleacă de pe contracte din diferite motive, ceea ce pe noi nu ne creează o mare problemă, pentru că trebuie să reluăm licitațiile și astfel sunt foarte multe întârzieri care ne costă la final tot pe noi românii. Încă o dată, am spus, a fost un lucru în echipă și asta s-a și văzut aici. Lucrurile sunt de o calitate deosebită și sper să fie și în continuare așa, indiferent de culoarea politică. Asta am și subliniat aici. Este important ca atunci când vine vorba de interesul comunităților să se lua parte orice fel de discuție pe zona politică. Cred că astăzi, după ce s-a terminat prima parte de implementare, în jur de vreo 9 milioane de euro, în special rețele de canalizare, am ajuns aici în care avem și stația de epurare. Pentru noi nu este un final, pentru că din economie se vor lucra pe alte proiecte, pe alte necesități ale orașului, dar pentru 2015-2020, când se termină licitația de a se alege asistența tehnică, vom discuta ce mai avem de făcut. Nu știu câți albaiulieni se uită la dumneavoastră. Aș vrea să se uite toți și în special cei care stau în zone unde nu au canalizare încă și apă. Și să înțeleagă, să se adune, să vină la primărie, să predea terenul pentru a transforma acea stradă în domeniu public ca să putem investi. N-aș dori să pregătim și pe urmă să nu putem investi din cauza de că strada nu este a Consiliului Local, a primăriei. Deci ăsta este un lucru simplu care se poate face, îi așteptăm, am mai făcut lucruri de genul ăsta, însă această donare, să-i spun așa, trebuie să pornească de la cetățeni. Am întâlnit în dumneavoastră un partener profesionist. E foarte bine, este extraordinar că un constructor are un partener serios, un profesionist. Lucrurile merg bine, lucrurile se rezolvă. Nu se pun piedici, nu se pun, găsesc motivație pentru a nu face ceva și totul a decurs extraordinar. Acesta e motivul pentru care suntem astăzi aici, la termen,
și în banii pe care i-am ofertat, am terminat. Îmi doresc să vă bucurați cât mai mult de ea. Noi nu ne-am terminat treaba, știți foarte bine, rămânem alături de dumneavoastră pe perioada de garanție, un an de zile, lucrăm împreună, punem în operare, astfel încât ca după perioada de garanție să aveți și tutinea că oamenii care operează stația pot să lucreze cu echipamentele, având în vedere că este o stație complexă. Stația de epurare a fost realizată în cadrul proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, cofinanțat prin fondul de coeziune în cadrul programului operațional sectorial Mediu.